Bună seara și bine v-am găsit în emisia primului post nistrean de televiziune Știrile în limba moldovenească. Pe cele de bază vi le propunem spre vizionare în ediția următoare. Reprezentantul special al prezidentului Rusiei pentru Nistrenia, Dmitri Rogozin, a discutat cu prezidentul Eugeniu Șefciuc planurile comune de perspectivă în relațiile Tiraspolului și Moscovei. După reconstruire, în orășelul Pervomaisk a fost dată în exploatare Cazangeria. La deschidere a participat și prezidentul țării Eugeniu Șefciuc. Nistrenia se pregătește către alegerile prezidentului. La Tiraspol începe a se forma comisiile electorale de sector. Reprezentantul special al prezidentului Rusiei pentru Nistrenia, Dmitri Rogozin, a chemat Sovietul Suprem să nu amâneze aprobarea inițiativelor guvernamentale. La întrevederea cu șeful statului, Eugeniu Șefciuc, au fost discutate planurile comune de perspectivă în relațiile Tiraspolului și Moscovei. Partea rusească e cointeresată în realizarea comenzilor pentru industria sa pe teritoriul Nistreniei. În administrația prezidentului, la o masă, membrii ai guvernului, ai blocului de forță al Nistreniei și reprezentanții delegației din Rusia. Peste câteva minute de așteptare, în sală intră prezidentul Eugeniu Șefciuc și reprezentantul special al prezidentului Rusiei pentru Nistrenia, Dmitri Rogozin. Șeful statului a început discuția cu mulțumiri în adresa conducerii Federației Ruse, căci pe parcursul a 5 ani, anume Rusia îi oferă Nistreniei susținere fără precedent. Nistrenia, situația social-economică nu e atât de simplă și aportul considerabil în infrastructură a salvat vieți datorită utilajului medical nou procurat din contul surselor rusești. Avem școli noi, grădinițe, manuale. Permiteți-mi să-i mulțumesc prezidentului Federației Rusiei și dumneavoastră, Dmitri Olegovici, pentru participare și formarea acestor posibilități de care dispun toți nistrenii. Moscova atent urmărește situația politică internă din Nistrenia și o ține sub control, a remarcat Dmitri Rogozin. Politicianul rus și-a expus încredințarea că nistrenii se vor descurca și vor face concluzii corecte în pofida unor tehnologii politice. Vreau să spun că nu există politehnologii care ar putea zbi stocul, în principiu, mare masă de oameni. Vreau să spun că nu sunt anumite tehnologii politice care ar putea să zăpăcească o mare masă de oameni. Ei auzind din gură în gură, prin intermediul a careva fire vii despre discuții cu deputații, prin putere sau opoziție, întotdeauna înțeleg cine și ce reprezintă. De aceea, principalul în campania electorală este menținerea stabilității, care a fost obținută cu mult efort. Aceasta îi vizează pe toți participanții acestui proces. Dmitri Rogozin și-a expus speranța că dialogul constructiv dintre autorități va fi reglat, iar pauzele în aprobarea de către Sovietul Suprem a legilor guvernamentale nu aduc niciun folos. Sper că către sfârșitul campaniei electorale să fie stabilit un dialog mai constructiv între prezidentul Nistreniei și Sovietul Suprem. Cu toate acestea, dumneavoastră trebuie să apelați la actele legislative, asupra cărora insistă guvernul. Aceste pauze nu sunt în folosul dumneavoastră. Din anul 2012, după alegerea prezidentului Republicii Eugeniu Șefciuc, corelația dintre Nistrenia și Rusia s-a consolidat în mod substanțial. Despre aceasta ne vorbesc proiectele comune de proporții. O parte din acestea sunt implementate, celelalte sunt în stadiu de lucru. Realizarea punctelor fixate în protocolul Rogozin-Șefciuc, semnat anterior, demonstrează rezultate bune. Ceea ce am făcut în ultimii ani arată destul de bine. Trebuie să ne mândrim. Oamenii simt aceasta. Am văzut după reacționarea lor, mai ales copiii, care nu sunt fățarnici ca adulții. Spun ceea ce simt. Dmitri Rogozin a apreciat înalt activitatea organizației rusești Integrarea Euroasiatică pe teritoriul Nistreniei. Vicepremierul rus a promis o susținere și în continuare a obiectelor deja deschise aici. Все объекты, они были не просто с потолка свалились, это плод огромной работы правительства. Aceste obiecte n-au căzut din pod. Este un rod al muncii guvernului nistrean. Sunt convins că toate obiectele vor fi construite. De când există Republica Moldovenească Nistreană, niciodată nu s-a făcut așa ceva. Asemenea lucrări de construcție a obiectelor sociale n-au fost. Totul s-a realizat în primul rând datorită prezidentului, guvernului nistrean. Noi am lucrat mult în această direcție.
La întrevedere, Eugeniu Șefciuc și Dmitrii Rogozin au abordat și teme economice. S-a discutat dezvoltarea de mai departe a relațiilor economice ruso-nistrene. Вряд ли есть смысл ожидать каких-то чудес, значит, на Украине, которые там произойдут и там все. Ну, cred că are sens să așteptăm careva minuni în Ucraina, unde imediat toți vor înțelege ce se produce acolo. Spre regret, problema dată e pentru mult timp. Am dorit să prelungim colaborarea cu Nistrenia, mai exact, să-i permitem Republicii să aibă un câștig nu doar pentru trai, dar și o perspectivă bună. Federația Rusă se așteaptă la o realizare a proiectului de dezvoltare a sistemului de meliorare în Nistrenia. Pentru aceasta, Moscova a alocat 30 de milioane de ruble. O atenție deosebită partea rusească acordă potențialului industrial. Noi suntem cointeresați să realizăm comenzile din industria noastră aici, pe teritoriul Nistreniei, a remarcat Dmitrii Rogozin. Мне жалко, что эти товары не идут в Россию, но с другой стороны, сложно себе представить, как они могут все идти, да, через Украину. Îmi pare rău că aceste mărfuri nu sunt livrate în Rusia, dar e greu de imaginat cum pot ele intersecta Ucraina, unde au blocat total hotarele, iar Poroșenko și Saakashvili agravează situația. Pe de altă parte, dacă mărfurile sunt livrate în Uniunea Europeană, reiese că sunt de o calitate înaltă, ce corespunde standardelor Uniunii Europene, ceea ce ne vorbește despre calitatea lucrului producătorilor nistreni în general. Haideți încă o dată să vedem ce putem face din punct de vedere al pieței rusești, în ce mod și unde economia nistreană, industria, pot fi combinate cu interesele rusești și în același timp să aibă o rentabilitate care ar compensa toate cheltuielile ce țin de livrarea încărcăturilor, luând în considerație problemele cu Ucraina și alte bariere. Vicepreședintele Guvernului Rus s-a adresat prezidentului Eugeniu Șefciuc cu rugămintea de a da ordine respective, întrucât reprezentanții nistreni să se orienteze asupra ședinței Comisiei Interguvernamentale pentru Colaborare Economică între Federația Rusă și Republica Moldova. Я надеюсь на то, что вот какой-то прагматизм будет нарастать в Молдове. Sper că pragmatismul va evolua în Moldova și noi vom reuși să lichidăm careva restricții aplicate asupra economiei nistrene. Spre sfârșitul întrevederii, Dmitrii Rogozin i-a mulțumit părții nistrene pentru lucrul comun în acești 5 ani. Reamintim, Kremlinul a numit reprezentantul său special pentru Nistrenia în anul 2012. De atunci, Dmitrii Rogozin despre situația din Nistrenia regulat îi declară prezidentului Federației Ruse, Vladimir Putin. După reconstruire, în orășelul Pervomaisk a fost dată în exploatare cazangeria. Echiparea modernă de calitate germană și rusească va permite economisirea gazului și acordarea fără întreruperi a serviciilor. La deschidere a participat și prezidentul țării Eugeniu Șefciuc. Cazangeria din orășelul Pervomaisk n-a fost reparată 40 de ani. Cazane vechi, țevi ruginite, uneori fără căldură și apă fierbinte rămânea toată localitatea. Termenul de deservire și exploatare a cazanului este de 20 de ani. Acestea au depășit deja peste două termene. Pe funcționarea nesatisfăcătoare a cazangeriei, deseori se plângeau locuitorii. Cererile au fost adresate prezidentului țării. Tiras Teploenergo a planificat lucrări de restabilire în cadrul programului investițional. Reconstruirea cazangeriei a început în luna mai a anului curent. Acum, echipamentul nou lucrează în regim automat și se reglează conform temperaturii de afară. Это оборудование намного понижает. Echipamentul nou economisește energia, crește siguranța în aprovizionarea cu energie termică a consumatorului. Această cazangerie asigură întreg orășelul Pervomaisk cu căldură. 45 de obiecte, inclusiv 8 case, obiecte ale sferei educației și medicinii. Sunt convins că locuitorii vor fi deserviți calitativ cu căldură și apă fierbinte. Șeful statului a remarcat, proiectul realizat e important, nu doar pentru Pervomaisk. Ну что, в легкий добрый путь вперед. Это большой прорыв. Este o mare realizare pentru orășelul nostru. Înainte apăreau careva probleme cu deservirea. Acum, odată cu apariția noii cazangerii, sperăm la un regim confortabil în școli, grădinițe și în case. Cazangerii moderne trebuie construite în toată Nistrenia. Echipamentul nou permite economisirea gazului și acordarea fără întrerupere a serviciilor calitative. În aceste direcții este orientat efortul întreprinderilor de stat, al monopoliilor naturale în cadrul realizării tuturor programurilor investiționale. Acum Nistrenia e mai protejată pentru că au fost alocate surse considerabile pentru a spori calitatea serviciilor. Locuitorii orășelului Pervomaisk speră că de acum înainte întreruperi în aprovizionarea cu energie termică nu vor fi.
Ședința extraordinară a conducerii organizației Obștești Ucr Prosvita a avut loc în ajun. În agendă o singură întrebare, declarațiile deputatului Sovietului Suprem Igor Buga, pe care și le-a permis la sesiunea din vinerea trecută. Ucrainenii nistreni spun, asemenea vorbe în Republică n-au fost din momentul creării ei. O ședință neplanificată acasă la președintele organizației. Potrivit lui Vladimir Bodnar, să le ofere loc în casa ucraineană au refuzat din cauze necunoscute. Însă aceasta nu le-a încurcat reprezentanților organizației Ucr Prosvita să discute incidentul recent din Sovietul Suprem. La sesiunea de vineri, președintelui organizației, concomitent și reprezentant împuternicit al prezidentului în organul legislativ, nu i-au permis să termine discursul. Я прошу меня дослушать. Уважаемые коллеги, соблюдая дисциплину, люстрация. Я буду до конца, чтобы тут не блеяли, уважаемый мой коллега. Я не блею. Да. Мы сейчас выйдем, я поблею. Игорь Семенович, успокойтесь, пожалуйста. Он блеет на Украине, блин. А мы говорим, что у нас нет межнациональной розни. Ucrainenii din Nistrenia sunt indignați de o asemenea demonstrare negativă a urei în baza principiului național. Reprezentanții organizației Ucr Prosvita spun, asemenea declarații în Nistrenia n-au auzit niciodată. Republica din momentul creării este declarată stat multinațional. Нам только не хватало межнациональной розни. Nu ne mai ajunge o discordie între națiuni. Este ceva strașnic, căci știm că la noi în țară toți sunt egali. Noi vorbim în moldovenească, ucraineană și în rusă absolut egal. N-ar trebui de admis ca o națiune să prevaleze asupra alteia. Este periculos. Potrivit lui Vladimir Bodnar, asemenea declarație influențează negativ imaginea statului atât din interior cât și după hotarele lui. Не в Буге дело. В тех настроениях, которые, кажется, бытуют в Верховном Совете. Nu constă faptul în Buga, dar în acele dispoziții care, după cum vedem, bântuie în Sovietul Suprem, căci nimeni nu l-a scos din sală, n-a condamnat acest comportament, n-a spus că e o rușine pentru Republica noastră. Într-adevăr, ne mândream și ne mândrim că nicăieri n-a fost o asemenea prietenie, atitudine fraternă în baza principiului național, cum este la noi în Nistrenia. Să fi fost altfel, poate că nici nu era Republica noastră. Gândurile sale la tema dată, reprezentanții organizației Ucr Prosvita le-au unificat într-un document final al ședinței. Textul l-au alcătuit împreună. Звернення центрального управління Республіканської громадської організації Ucr Prosvita імені Тараса Григоровича Шевченка до громадськості Придністров'я. Adresarea este primită față de obștimea Nistreniei și planifică să o transmită în organele puterii de stat și mijloacele de informare în masă. Nistrenia se pregătește către alegerile prezidentului. La Tiraspol încep a se forma comisiile sectoarelor electorale. În a doua jumătate a lunii octombrie, ele își vor începe activitatea. În edificiul Comisiei Electorale Teritoriale din Tiraspol, astăzi a fost desfășurată ședința organizatorică. Au fost aleși președinții și locțiitorii. În capitală vor fi organizate 53 de sectoare. Membrii Comisiei Electorale Teritoriale remarcă. Aici trebuie să activeze persoane cu experiență bogată de organizare a scrutinului. Președintele Comisiei Electorale, în primul rând, trebuie să organizeze activitatea comisiilor de sector. Sovietul orășenesc de fiecare dată formează comisiile din acele persoane care deja au avut experiență de lucru la alegeri. Recomandările noastre sunt aceleași. Luăm în considerație experiența de muncă în acest domeniu. Până la sfârșitul acestei săptămâni vor fi aleși conducătorii comisiilor electorale de sector. La 23 octombrie își vor începe activitatea. У нас уже проработан график проведения семинарских занятий. Am făcut deja graficul ocupațiilor. Temele sunt determinate și noi vom realiza aceste seminare pentru membrii comisiilor electorale. La fel ne ocupăm de întrebările ce țin de pregătirea alegerilor, pregătirea încăpirilor, a documentației necesare de care au nevoie comisiile electorale de sector. Președinții comisiilor au primit însărcinare de a pregăti locurile de votare. A majora responsabilitatea organizațiilor de proiectare, a exclude aprobările excesive ale documentației de proiectare cu organele puterii de stat. La fel, a înăspri ordinea de admitere a colaboratorilor organizațiilor de proiectare la realizarea lucrărilor. Decizia respectivă a fost aprobată la ședința Guvernului la sfârșit de septembrie.
Конструкциile trebuie să fie nepericuloase pentru cetățeni, spun în Ministerul Dezvoltării Regionale. De aceea, angajații întreprinderilor care se ocupă de proiectarea clădirilor trebuie să fie profesional pregătiți. Cu acest scop, la sfârșit de septembrie, la ședința Guvernului a fost primită decizia de a aproba ordinea de atestare a proiectanților. Componența comisiei și însăși procedura de reatestare deja sunt determinate. Proiectanții urmează să o treacă până la 1 noiembrie. În caz contrar, licența va fi sistată. În afară de două întrebări teoretice, se planifică implementarea și a însărcinării practice. De regulă, e vorba de calculul construcțiilor, ceea ce trebuie să cunoască proiectantul în procesul de lucru. În Ministerul Dezvoltării Regionale adaugă, este intensificată procedura de responsabilitate a organizațiilor de proiectare în fața comanditarilor. Responsabilitatea materială pentru acele consecințe pe care le-a suportat comanditarul trebuie să poarte organizația. Deoarece este una specializată, ea trebuie să cunoască aceste norme și anume în rezultatul lucrului ei, comanditarul a ajuns la anumite consecințe. Responsabilitatea materială la fel va cădea pe organizația de proiectare. Specialiștii continuă să lucreze asupra simplificării procedurii de primire a actelor de permis. În Ministerul de Profil remarcă, aceasta e sarcina numărul 1, deoarece anume momentele legate de primirea documentelor de permis creează incomodități și cer mult timp atât de la cetățeni cât și de la business. Prima ședință de lucru cu atestarea proiectanților va avea loc deja în vinerea curentă. Cererile pot fi depuse în Ministerul Dezvoltării Regionale. Mai detaliat, informația poate fi găsită pe site-ul Departamentului sau al Guvernului Republicii Moldovenești Nistrene. Pe una din străzile orașului Caminca se încheie lucrările de reparație a apeductului. Deja magistrala centrală este montată, a început conectarea la rețeaua centrală a consumatorilor. După terminarea tuturor lucrărilor, locuitorii a circa 40 de case particulare vor putea profita de servicii calitative. Pe strada Virșigura niciodată n-a fost conductă de apă potabilă. Practic, în fiecare curte este săpată câte o fântână. Din cauza că râul Caminca se află în apropierea acestei străzi, apa din fântâni este tehnică. Locuitorii de aici remarcă, după inundația din 2008, calitatea ei a devenit și mai rea. La fel și seceta din anul trecut a dus la uscarea multor fântâni. Vada! Очень много накипи в ней, намула или как оно называется, вот белый как мел. Apa conține multe deșeuri. În urma fierberii se adună un strat mare de sediment. Nici ceainicul nu se curăță. În anul trecut apa în general a dispărut din fântâni, de aceea avem mare nevoie de ea. 13-a года мы обращались в водоканал. În 2013 ne-am adresat la întreprinderea Apă Canal, care ne-a promis că în 2014 va fi montat apeductul. A trecut timpul, nu erau bani, lucrările n-au început. Noi din nou, în 2014-2015 ne-am adresat și iarăși ne spun aceeași istorie. În 2016 am hotărât să realizăm lucrările de sine stătător. Traseul central ne-a costat câte 2500 de ruble. Suntem foarte satisfăcuți. Antreprenorul general a început lucrările la sfârșitul lunii septembrie. În această perioadă au reușit să monteze magistrala centrală pe un teren aproximativ de un kilometru și să instaleze două rezervoare de repartizare a apei. La moment, încheiem lucrările de montare a conductei centrale. Instalăm țevi cu o lungime de 100 de metri. În unele locuri săpăm manual, fiindcă ne încurcă conducta de gaz. La fel, construcția este stopată din cauza străzilor înguste. O bună parte din lucrări sunt exercitate cu ajutorul tehnicii moderne de dimensiuni mici. La moment, locuitorii a 35 de case vor să se conecteze la magistrala centrală. Водопроводные сети прокладываем из полиэтиленовой трубы. Apeductul este montat din țevi de polietil, care au un termen de exploatare de circa 50 de ani. Diametrul țevilor care formează magistrala centrală este de 63 de milimetri, iar cele îndreptate spre fiecare consumator, un diametru de 20 de milimetri. Lucrătorii se străduiesc să folosească rațional fiecare zi. Toate lucrările se planifică să fie încheiate către sfârșitul acestei luni. Cadou pentru tinerii cititori. În Biblioteca Centrală din Râbnița sunt efectuate lucrări de reparație. În programul de întreținere a obiectelor social-culturale, în anul curent au fost incluse lucrările de reparație a încăperii, sălii de lectură. Detalii în continuare.
În sala de lectură, la moment, e zgomot. Reparația capitală în Biblioteca Centrală n-a fost realizată de-a lungul ultimilor 40 de ani. Datorită programului de întreținere a fondului locativ, clădirea va fi amenajată nu numai în interior, dar și exterior. Zdanie stare, dală usadcu, treșine pe всему zdaniu. Clădirea este veche, acoperișul e spart și curge. Trebuia să înlăturăm aceste neajunsuri, de aceea am început reparația. Mai întâi am desfășurat reparația capitală a acoperișului, apoi am montat ferestrele. Este un moment plăcut, deoarece ferestrele vechi erau atât de uzate încât noi nu le puteam deschide. Acum putem aerisi încăperile. În sălile de lectură va deveni mai luminos. Aici va fi înlocuită toată rețeaua electrică. Au început lucrările de reparație a fațadei. Este pe sfârșit reparația acoperișului. Внутри меняем потолки. Делаем облегченные потолки из гипсокартона, Schimbăm tavanul, vom vopsi fațada, iar soclul va fi din strușcă de mozaic. În jurul clădirii vom instala trotuarul. Biblioteca centrală este frecventată de aproximativ 3.000 de tineri cititori. Fondul ei de cărți constituie mai bine de 40.000 de exemplare. În timpul reparației, cărțile au fost duse în încăperile libere, dar aceasta nu înseamnă că copiii nu citesc în timpul reparației. Actualmente, biblioteca activează în regim de avarie. Noi deservim cititorii în școli, grădinițe de copii, le ducem literatură, organizăm variate activități culturale. Sperăm că reparația se va încheia în timpul apropiat, iar cititorii vor fi primiți în cele mai bune condiții. Conform programului de întreținere a obiectelor social-culturale, în anul curent au fost cheltuite mai bine de 530.000 de ruble. Aceste mijloace au fost orientate la reparația instituțiilor preșcolare și de cultură generală din oraș și raion. Astăzi la Dubăsari au avut loc instrucțiuni militare ale statului major al apărării civile. Din cauza calamității naturale a fost discutată doar partea teoretică, dar în decursul ei au fost dezvăluite un șir de întrebări ce pot apărea în timpul instrucțiunilor practice. Conform legendei, în școala medie rusă numărul 4 a izbucnit un incendiu. În scurt timp urmau să fie evacuați copiii, colectivul pedagogic și personalul tehnic. În decursul instrucțiunilor, serviciile apărării civile trebuiau să demonstreze strânsa colaborare și nivelul de profesionalism. În caz de situații extremale, tehnica și efectivul personal vor fi la fața locului timp de 3-5 minute. Probleme cu combustibilul nu sunt. Toate acțiunile milițienilor sunt deja prelucrate din timp. Este gata către asemenea situații și conducerea școlii medii ruse numărul 4. La fiecare etaj sunt stingătoare, planul de evacuare al elevilor. În afară de aceasta, sunt aparate de stins focul și în toate cabinetele de risc. Este vorba despre cabinetele de fizică și chimie. În caz de situații extremale, în instituție există serviciul sanitar și antiincendiar. Dacă va fi înregistrat incendiu, evacuarea copiilor este împărțită pe etape. Prima, anunțarea prin semnalizare. Apoi, evacuarea copiilor pe calea cea mai scurtă. Dacă este posibil, până vin pompierii, localizarea incendiului cu forțe proprii. În decursul instrucțiunilor au apărut un șir de întrebări. Una din ele, mișcarea transportului unității de pompieri pe teritoriul instituției școlare. Mașina se oprește lângă intrarea în școală. Grupul de pompieri se ridică la etajul 2. De aici va fi stins focul. În orice caz, lungimea furtunului ne va permite să lichidăm incendiul în orice punct al instituției. E de menționat că asemenea instrucțiuni în școlile orășenești sunt deja tradiționale. De la începutul anului au fost desfășurate deja 3 activități. Atât pentru ediția de astăzi. Despre aceste și alte evenimente ale zilei puteți afla în programul de seară al colegilor noștri. Iar noi vă dorim o seară plăcută în continuare. La revedere! Potrivit meteorologilor, mâine 13 octombrie se așteaptă timp noros, va ploua. Noaptea în raioanele de nord va ploua puternic. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 8-11 metri pe secundă. Valorile termice vor indica ziua și noaptea la nord plus 5 plus 7, noaptea și ziua în capitală plus 6 plus 8 grade. În următoarele zile, precipitații nu se prevăd, temperatura nocturnă a aerului va scădea.